avem nevoie de fete dornice și să lucreze toată vara, fiind un program foarte încărcat. În primul rând să fie foarte sociabile, să știe să se comporte, să se descurce în orice situație, fiind o locație atât de mare, pot apărea situații neprevăzute, să se poată descurca cu clienții, să fie pe placul tuturor. Tinerele domnișoare sunt sarea și piperul petrecerilor fierbinți. Ca să poată atrage sute de priviri, fetele duc viață grea. Trebuie să investești foarte mult în ținută, în aspect, salon și toate cele, solar. Mergi la sală? Da, mai merg și la sală. Trebuie să deții până la urmă mai un corp cât mai drăguț, să te menții, să mergi la sală, bros, dietă, ce să zic, să-ți placă ceea ce faci. Multe dintre aspirante aleg acest job pentru câștigurile substanțiale. Îți trebuie în primul rând atitudinea potrivită și, evident, trebuie să fii sociabilă pentru că nu toți oamenii sunt la fel. Fii până la urmă urmei acolo unde consideri tu că ai putea să câștigi mai mulți bani și unde crezi că te-ai putea simți bine. Și atmosfera contează foarte mult, oamenii cu care lucrezi. În afară de fete frumoase, petreceri și muzică bună, pe litoral, carnavalul merge înainte. Agențiile de turism și-au asumat această responsabilitate, iar defilările încep pe 3 iulie.